Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Cum influențează stelele destinul nostru? În cea mai directă cale. Unii cred în asta, alții nu și fiecare are dreptate în felul lui. Cu toate acestea, astrologia este o știință și este pur și simplu imposibil să negi influența anumitor factori cerești asupra unei persoane, asupra vieții, sănătății, stării sale fizice și mentale. Între 4 și 10 iunie vine o perioadă când este mai bine să te bazezi exclusiv pe propria ta putere. Chiar dacă ți se va părea că toată lumea este gata să te ajute, nu este așa. Persoanele apropiate pot ieșua în momentul cel mai inoportun. Pentru a nu fi dezamăgită, este mai bine să nu fii fascinată de vorbe. În special, merită să subliniez că 6 iunie este una dintre zilele importante ale săptămânii ce va aduce pentru mulți oameni o schimbare de destin. În prima jumătate a acestei săptămâni poți planifica în siguranță orice călătorie. Acestea vor avea succes. Acest lucru se aplică atât la excursii mici pentru recreere, cât și călătoriilor de afaceri. Începutul săptămânii este, de asemenea, potrivit pentru lucrul cu diverse documente. Datorită atenției sporite, nu vei pierde detalii importante și, folosind o abordare nestandardizată, vei putea oferi idei noi. A doua jumătate a săptămânii este deja mai puțin favorabilă pentru astfel de activități. În acest moment, stelele îți recomandă să te concentrezi asupra relațiilor personale. În această perioadă vei putea consolida în mod semnificativ uniunea în dragoste. Dacă ești singură, sunt acum posibile noi contacte interesante și chiar începutul unei relații romantice. Totuși, precauția este ca un armare. Și acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Pentru tine, săptămâna aceasta va fi o perioadă dificilă. Pot exista certuri și dezacorduri. Te vei simți foarte impulsivă și vei fi chiar tu surprinsă de acțiunile pe care le vei face. Acest lucru este valabil mai ales pentru relațiile personale. Nu trebuie să accepți întâlniri, să scrii e-mail-uri, să încerci să reiei ceea ce a trecut deja de mult timp. Poate că vei dori să ai mai multă libertate în acțiune, să devii independentă de rudele tale. Încearcă să acționezi mai ușor, să nu te duci direct în conflict. Poți să aștepți afară și apoi fă-o în felul tău. Deciziile trebuie luate cu mare grijă atât în relațiile personale, cât și la locul de muncă. Litigiile cu autoritățile nu vor conduce la nimic bun, iar șansele de promovare vor fi amânate pentru o perioadă necunoscută. În această săptămână, abilitățile tale extrasenzoriale cresc. Este recomandat să petreci mai mult timp în singurătate, să asculți sfaturile intuiției atunci când iei decizii importante. Încearcă să-ți petreci singură timpul pentru a-ți recâștiga puterea. Nu este recomandat să faci muncă fizică. Dacă ai treburi de vară, pune-le deoparte timp de o săptămână. Astrele avertizează. Taur. În această săptămână vei arăta uimitor. Poți să te întâlnești cu destinul sau să îți schimbi viața radical. Singurul lucru care poate strica starea ta de spirit este o poziție financiară neconfortabilă. Se prea poate să desfășori activități obositoare sau poți deveni încurcată în treburile altor oameni. Este posibil să te simți deja obosită de situația ta într-un roman prelungit. Pentru unele, această afecțiune poate dura ani de zile și pot lua o decizie numai dacă există anumite condiții care le vor împinge în mod inevitabil.
este posibil să se întâmple o conversație serioasă, dar partenerul nu este încă pregătit să răspundă la întrebarea adresată. Problemele financiare se estompează puțin în fundal și vei avea ideea de a investi banii câștigați într-o afacere. Dar mai întâi verifică fiabilitatea partenerilor. Pot fi persoane necinstite. Relațiile cu unii prieteni se pot deteriora dacă asculți bârfe și participi activ la discuțiile pe marginea lor. Pot apărea defecțiuni, intrarea frecventă în blocaje de trafic și amenzi pentru încălcări ale traficului. Sâmbăta este potrivită pentru fitness, trebuie să te relaxezi. Astrele avertizează. Gemeni, vei avea un al doilea vânt din pupă și vei fi pregătită cu noi forțe pentru a rezolva toate solicitările primite. Direcționează energia la locul de muncă, deoarece în această zonă există încă probleme. Te vei simți copleșită de energie și, cum se spune, îți va veni să te bați singură cu cheia. Se pare că vei fi ocupată cu ajutorul rudelor, fără a cere nimic în schimb, deși îți ia foarte mult timp liber. Miercuri trebuie să fii foarte atentă în timpul mișcărilor. Pot să apară accidentări și întârzieri. Încearcă să te calmezi și să evaluezi calm oportunitățile. În această perioadă te vei putea mobiliza și realiza cel mai optimist plan de acțiune. Apoi stabilește-ți un obiectiv mic, urmează-l foarte clar. Prioritizează și rezolvă problemele în mod consecvent. De asemenea, acum este de dorit să îți reglementezi rutina zilnică, să te debarasezi de obiceiurile proaste. Cu cei dragi, dezacordurile sunt posibile. Fii mai moale, mai tolerantă și vă veți întâlni la mijloc. Poate să apară o situație financiară instabilă în această săptămână. Acest lucru este valabil în special pentru cele care acordă cea mai mare parte a salariului pentru rambursarea creditelor. În weekend, liniștea poate fi ruptă de unele știri. Fii atentă la verificarea corespondenței. Astrele avertizează. Rac. În această săptămână, problemele apărute pot fi destul de contradictorii. Va crește dorința de a trăi pentru tine însăți, pentru plăcerea ta. Cu toate acestea, realizarea visului tău va fi destul de problematică dacă ești căsătorită. Ca rezultat, va trebui să găsești un echilibru între interesele tale și nevoile celor apropiați. Tot în această săptămână, probabil că vei dori să îți consolidezi poziția și autoritatea, dar nu totul va merge bine. Sarcina principală pentru tine este acum să remediezi vremea din casă. Fă pace cu familia și toate problemele vor fi rezolvate. Este mai bine să nu împrumuți, chiar dacă este nevoie. Speră doar în puterea ta în rezolvarea problemelor financiare. Fii atentă! Această perioadă este traumatizantă. Circumstanțele pot interveni acum în planurile tale, pot împiedica realizarea lor. Nu te lupta cu ușa închisă. Ia o pauză și, pentru o vreme, renunță la planurile tale ambițioase. După un timp, vei putea să declari victoria fără o bătălie și să obții recunoaștere fără prea mult efort. Poți deveni îngrijorată de toate, dar mai ales de sănătatea ta. Poți vizita medicii, dar nu vei primi un rezultat rezonabil. Calmează-te și fă ceva pozitiv. Încearcă să te bucuri de acest weekend. Cel mai bine este să ieși din oraș. Astrele avertizează. Leu, succesul tău va depinde direct de alte persoane. Tu nu le poți influența. Stelele te sfătuiesc în aceste zile să nu ajuți pe toți cei care îți cer ajutor. Orice călătorii programate pentru acest moment sunt cel mai bine să fie amânate până la o dată ulterioară.
În această săptămână este recomandat să petreci mai mult timp cu familia ta, cu rude apropiate. Acesta este momentul potrivit pentru a face treburile casnice împreună cu familia. De exemplu, poți repara, curăța sau lucra în dulapuri. O atenție deosebită trebuie acordată îngrijirii sănătății. Imunitatea ta poate fi slăbită, ceea ce crește riscul de răceală. Va fi util să vizitezi sauna sau masajul în mijlocul săptămânii. De asemenea, nu uita de măsurile preventive. Mersul în parc, temperarea cu mâncarea, orientarea către fructe bogate în vitamine vor avea un efect pozitiv asupra bunăstării tale. Poți fi deosebit de vulnerabilă joi, iar toate întâlnirile trebuie amânate. Problemele din gospodăria ta depind de starea ta de spirit și se pare că nu încerci să faci nimic în acest sens. Dar pe la sfârșitul săptămânii vei deveni mai pisicoasă și te vei întâlni cu prietenii care îți vor da vești uimitoare. Astrele avertizează. Fecioara, acum mai mult ca niciodată ai nevoie de obiectivitate. Gândește-te de câteva ori înainte de a spune ceva sau de a face. Este posibil ca rudele tale să aibă nevoie de sprijin serios. Nimeni nu-l va da. Parteneriatele tale se stabilizează în această săptămână. Vei reuși să ajungi la un nivel mai profund de înțelegere reciprocă, de la care căsătoria va deveni și mai puternică. Dacă ai întrebări în relație, încearcă să le aduci imediat la discuție. În timpul unui dialog constructiv cu cel iubit, vei fi capabilă să ușurezi tensiunea și să soluționezi conflictul. Este, de asemenea, un moment bun pentru a scăpa de contactele dificile. Poate că vei fi invitată la evenimente de divertisment, dar nu trebuie să le oferi prea mult timp. În relațiile cu prietenii, tensiunea poate crește. Restrângeți instinctele proprietare și îngrijește-te de cei dragi. Nu căuta căi ușoare, nu le vei găsi oricum. În colectivul de lucru, situația poate deveni agravată. Stai departe! Aparent, va trebui să împarți cu unii dintre colegi și nu trebuie să regreți. Astfel, viața ta va deveni mult mai pozitivă. Miercuri, poți plăti o sumă decentă de bani și vei intenționa să economisești până la momente mai bune. Astrele sunt optimiste. Balanța. Dacă nu ai grijă de întărirea imunității, riști să te îmbolnăvești. Te poți aștepta la vești proaste, dar dacă le percepi ca un lucru pozitiv, totul se va încheia fără probleme. Rezolvă problemele de bani. Mai bine ar fi dacă finanțele vor fi gestionate de o persoană apropiată. În această săptămână poți fi în centrul atenției. Poate că vei deveni parte la un conflict și vei fi nevoită să îți aperi în mod deschis poziția. Încearcă să eviți astfel de situații. Intră în luptă numai dacă va fi inevitabil. Câmpul de luptă poate fi uniunea sau familia conjugală. Este important să nu traversezi linia, altfel va fi dificil să restabilești relațiile amicale și armonioase. Păstrează-te pe tine însă sub control. În această perioadă este mai bine să te concentrezi asupra activităților zilnice. Cu cât mai multe ore vei merge la lucru, cu atât mai puțin timp va rămâne pentru cei care nu au nevoie să clarifice relația. Marți este ziua cea mai aglomerată a săptămânii, poate fi dedicată mai multor vizite și, într-un fel, este legată de muncă. Deși este necesar să schimbi serios ceva în viață, poți fi împinsă de circumstanțe să o faci chiar acum. Weekendul nu te va mulțumi în mod deosebit, planurile tale se vor rupe și este posibil să te superi. Astrele avertizează. Scorpion.
Încasările de bani în această perioadă sunt posibile numai dacă lucrezi din greu. Nu precupeți niciun efort. Sunt posibile întârzieri pe care nu le-ai așteptat. Pot să apară o mulțime de probleme în această săptămână în legătură cu alte persoane. Unele probleme necesită inventivitate, în altele răbdare. Poate că vei fi frecvent contactată de către prieteni sau rude pentru ajutor, ceea ce te va determina să te implici în probleme care nu au nimic de-a face cu tine. Încearcă să eviți această situație, altfel nu vei putea să îți abordezi propriile probleme. În acest moment merită să te gândești la cercul tău de comunicare, să înțelegi ce este pentru tine, să nu abuzezi de atenția celor din jur. De asemenea, este recomandat să petreci timp liber pentru autodezvoltare, educație sau hobby-uri. Cele care nu încetează să se gândească la un bărbat pot primi veștile pe care le așteaptă mult timp. Relațiile se vor dezvolta rapid și o întâlnire poate avea loc deja în acest weekend. Emoțional ești la cote înalte și ești gata pentru o relație lungă și serioasă. Astrele sunt optimiste. Săgetător, viața de familie te va înghiți. Vei deveni în sfârșit convinsă că ești folosită în interesul altora, iar acest lucru se întâmplă în familie. Soțul îți toarnă neîncetat responsabilități pe care el însuși ar trebui să le îndeplinească. Contestațiile mici se pot transforma rapid în scandaluri mari, căci amazoanca din tine nu va suporta. Cere ajutor dacă nu faci față. Unele probleme la lucru vor rămâne nesoluționate. Nu-ți face griji, te vei descurca. Experimentele în dragoste îți vor face o săptămână aglomerată. Relațiile cu cel iubit se pot schimba radical, curgând de la o extremă la alta. Încearcă să nu amesteci dragostea cu prietenia. De exemplu, nu petrece prea mult timp împreună cu pasiunea ta, altfel nu vei putea evita conflictul. Poate că iubitul nu vrea să te arate prietenilor și va manifesta instincte proprietare. Sau poate tu te vei comporta așa. În acest moment, instabilitatea în relațiile intime este în creștere, probabilitatea de schimbări este în creștere. Dacă nu ai încă o pereche, așteaptă-te la o întâlnire promițătoare. Veți fi în cel mai bun moment, în cel mai potrivit loc. Vineri e mai bine să te uiți mai atent la lucrurile tale. Te poți confrunta cu circumstanțe neprevăzute. Astrele avertizează. Capricorn. Dacă menții un parteneriat permanent sau ești căsătorită, săptămâna aceasta este foarte instabilă. Poate că nu primești sprijinul și aprobarea inițiativelor tale din partea partenerului sau tu însăți te vei opune oricăror inițiative ale pasiunii tale. Pot apărea contradicții în ceea ce privește amenajarea casei. De exemplu, gusturile tale cu cele ale iubitului vor fi diametral opuse. Tot în această săptămână se pot agrava relațiile cu rudele apropiate, cu părinții. Dacă nu știi cum să rezolvi problema, sună-ți prietenii pentru sfaturi. În timpul unei conversații liniștite și intime cu ei, vei putea înțelege situația. Cele singure pot începe să realizeze cu uimire că în viața lor pot exista unele schimbări. Dacă ai început o relație cu o persoană necunoscută, este posibil să realizezi că îți place mai mult și mai mult. Te întrebi cum poate fi ținută în apropiere și toate întâlnirile sunt gândite cu grijă, vrei să-l surprinzi. Dar e mai bine să nu faci întâlniri vineri. Vor fi plictisitoare, iar asta nu e vina ta. La sfârșit de săptămână, relaxează-te moral și fizic. Astrele avertizează.
Vărsător, stelele te sfătuiesc să începi să economisești bani chiar acum. Nu ai absolut nicio dispoziție pentru a începe ceva nou în viață. Ești bosunflată și faci doar ce este necesar, fără de care nu poți trece la ziua de mâine. Munca este fie absentă, fie foarte puțină. Trebuie să iei în considerare urgent cum să găsești o altă poziție și locul tău în societate. Marți ai putea să trimiți un CV și în decurs de o săptămână va fi un răspuns. Este drept că poți evoca invidia unei prietene care reunește cu ușurință pe alții și pur și simplu ai aflat despre dragostea ei cu un bărbat care ți-a plăcut odată. Găsește o oportunitate de a te întâlni cu prietenii. Invită-i la un kebab. De asemenea, în această săptămână ar trebui să acorzi o atenție deosebită sănătății tale. În această perioadă, corpul tău va fi deosebit de vulnerabil la răceli, chiar și o briză ușoară poate provoca dezvoltarea unui proces inflamator acut. Ordonarea regimului zilnic alimentar va avea, de asemenea, un efect pozitiv asupra bunăstării tale. Nu va fi ușor să faci acest lucru acum, deoarece alții te pot aborda adesea cu diverse cereri și ispitele vor fi mari. Astrele avertizează. Pești. Este momentul perfect pentru a avea grijă de tine. Du-te la un cosmetolog, un coafor și un spa. Vei avea o mulțime de energie care poate fi cheltuită pentru implementarea sarcinilor de lucru. Cu toate acestea, noile proiecte nu ar trebui să înceapă acum. Este puțin probabil să aibă succes. Stelele te sfătuiesc în această săptămână să nu cheltui o grămadă de bani pe cadouri pentru cei dragi și copii. Amintește-ți că dragostea pentru ei nu este măsurată atât de mult în suma cheltuită, ci în cât de multă grijă și atenție le acorzi. Poate că vei simți o creștere a excitării. Arată puterea ta de caracter. Între timp, aceasta este o perioadă bună pentru autodezvoltare, extinderea orizonturilor. Poate că vei cunoaște internetul cu o persoană înțeleaptă care te va ajuta să înțelegi câteva probleme importante legate de viață. Vine o perioadă de schimbare și nu trebuie să îți fie frică. Săptămâna aceasta îți va oferi ocazia de a întâlni oameni noi care vor aduce mai târziu ceva foarte pozitiv în viața ta. Deci, du-te cu îndrăzneală la contacte, nu sta acasă. Tu ești de natură să povestești și poți fi sigură că persoana pe care o vei întâlni va depăși chiar și toate așteptările. Așa va fi, dar trebuie să arăți grozav, să ai grijă de aspectul tău. Caută o relație serioasă. Astrele avertizează. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!